Fotbaliștii antrenați de Ion Viorel s-au întors fără puncte din deplasarea de la FC Voluntar. Mai mult, jucătorii buzoieni au primit 5 goluri și au reușit să înscrie o singură dată. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 3 prin Bălan. În minutul 35, Roșu a dublat avantajul ilfovenilor, iar Văduț a stabilit rezultatul la pauză, 3-0, după ce a înscris de la punctul cu VAR. Imediat după reluarea jocului, Pantelie a înscris golul de onoare al buzoienilor. Hânțescu, portarul ilfovenilor, i-a apărat șutul de la 11 metri. Atacantul buzoienilor a revenit și a trimis mingea în poartă. Călin Țaru a făcut 4-1 în minutul 49, iar Rădoi a stabilit rezultatul final, 5-1 pentru FC Voluntari în minutul 82. Scorul putea căpăta proporții, mai ales după eliminarea lui Cristi Stoicescu, portarul Gloriei, care a văzut cartonașul roșu după un fault în postura de ultim apărător. Dorin Burlacu a intrat în poarta buzoienilor și a reușit să apere penaltul executat de Bălan. Iată rezultatele complete înregistrate în etapa 14-a din prima serie a Ligii Secunde. ACS Berceni, FC Balotești 1-1, Unirea Slobozia Săgeata Năvodari 3-2, Rapid Suceava CF Brăila 2-1, SC Bacău FC Medrohoi 2-0, Academica Argeș Farul Constanța 2-0 și FC Voluntari Gloria Buzău 5-1. În urma rezultatelor din runda cu numărul 14 pe primul loc, în seria 1 se află FC Voluntari cu 34 de puncte, urmată de Academica Argeș cu 27, în timp ce Rapid CFR Suceava închide podiumul cu 25 de puncte. Gloria Buzău a coborât pe locul 7 cu 19 puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia și CF Brăila, ocupantele locurilor 5 respectiv 6. Etapa următoare, buzoienii vor întâlni pe teren propriu ACS Berceni.